Vă salut! Ieri când curățam prin grădina cu flori, am tăiat așa niște crenguțe din acestea de trandafiri care încurcau puțin accesul spre grădina din spate și îmi pare un pic rău de ele că sunt așa, o nuanță care îmi place mie și tot am văzut pe YouTube în special fel de fel de tutoriale despre înmulțirea butașilor de trandafir în cartofi. Ce nu am înțeles eu de acolo, dacă operațiunea asta se face doar toamna sau primăvara. Eu o să încerc să fac lucrul ăsta și vara. O să fie un experiment. O să mă bazez pe informațiile pe care le-am văzut acolo și o să încerc să fac și eu la fel, respectând pașii. Numai că eu nu o să pun în pământ direct, încă nu știu locul unde îi voi planta definitiv, dacă se vor prinde. Așa că o să tai din aceste sticle jumătate din ele. O să-i dau câteva găurele pe fund ca să se scurgă apa. Și o să o folosesc așa, ca un fel de ghiveci. Și cealaltă jumătate, partea de sus, care va rămâne, o să o pun deasupra, că am înțeles că au nevoie de o presiune constantă butașii ăștia ca să se prindă. Și o să încerc să fac lucrul ăsta, voi face un experiment, așa cum v-am spus. Și pe urmă o să vedem când se va prinde, o să vă arăt dacă s-a prins sau nu. Deci, în primul rând, o să caut niște butași așa mai de calitate, să-i spun. Mă uitasem la ăsta că e un pic mai lemnos așa. Și aș încerca odată pe ăsta. O să-i tai ăsta de jos. O să-l pun deoparte ca să nu mă încurc de el. Uitați ce floare frumoasă are. Din asta o să-i rup aceste frunzulițe aici și pe astea. O să-i le rup și pe astea de aici. Nu știu exact cam cât de lung ar trebui să-l las. Și am înțeles că de aici ar trebui să-i las așa cam o frunzuliță. Deci o să tai partea aia de sus și o să o las doar pe asta mică cu patru frunzulițe. Țepii ăștia am înțeles că trebuie dați jos, rupți. Așa. Ok. L-aș mai tăia totuși un pic. Acum nu știu ce să fac, să-l tai de aici de unde a fost ăsta rupt sau l-aș lăsa, că poate chiar de acolo face un pic de rădăcină, dar o să-l mai scurtez un pic. Ok. Și aici o să-i crestez așa un pic coaja asta. Am înțeles că îl ajută să facă rădăcini mai repede. Dacă este asta îndepărtată cât de cât. Cam așa, deci unul l-am pregătit. Hai să aleg și de aici încă unul din ăsta. La fel, uite ce floare frumoasă are. O să aleg tot așa unul, cam la aceeași lungime, să zic. Să-i las eu o frunzuliță, uite, de aici o să-l tai. Și îl păstrez pe ăsta. Sper să reușesc să și prind ceva pe camera asta. N-am o lumină foarte bună, m-am pus chiar cum era mai prost în direcția luminii. Dar cred că se vede cât de cât. Deci îi dăm țepii ăștia jos. Ok. N-am înțeles care e treaba cu țepii ăștia, de ce trebuie să îndepărtați. Hai să-i las doi aici deasupra, că vreau să văd care-i treaba, dacă tot fac un experiment.
Îl zgârii și pe ăsta aici la bază. Să îi dau cu coaja asta un pic jos. Ok. Și la asta îi las două frunzulițe. Cred că sau una. Hai că îi las doar una. Dacă la altul i-am lăsat vreo 4, la asta îi las una. Fiind un experiment, trebuie să văd. Deci am până acum 2. Cam așa. Să mai caut unul, că am 2 cartofi. Aș băga hai să încerc și cu asta. E un lemn mai bun aici, la bază. Să încerc să-l tai și pe asta. Ok. Ok, ne tăiem și pe astea. Vom experimenta. Poate eu fac ceva greșit aici. Dar nu o să fie nicio problemă. O să se prind bine, nu? Iar la fel. Eventual o să mai mui să văd dacă am omis ceva sau am acționat greșit într-o anumită etapă. Ok, îl las și pe asta. Hai să încerc să-i mai scurtez un pic asta. Așa. Îi curăț ca pe morcovi. Ok, l-am curățat și pe asta. Am 3. Ar mai fi putut fi un potențial lăstar și asta, dar cred că de ajung ăștia pentru experimentul meu. Acum, ce o să fac eu? Deci, am căutat 2 cartofi așa mai măricei. Am înțeles că ochiurile astea unde sunt lăstare ăștia care vor să crească, trebuie să îndepărtați ca să nu crească din cartof, să nu dea un lăstar. Ok, deci cam pe unde sunt ochii ăștia trebuie îndepărtați. Am înțeles că n-ar fi o problemă nici dacă are și vreunul, că pur și simplu rupem lăstarii respectivi. Ok, hai să-l pregătesc și pe al doilea. Îl pregătesc și pe ăsta. Cam așa, să zic. Ok. Acum, în ăsta mai mare aș băga 2. Că de-aia am făcut și 3. Așa, aș băga 2. Bag unul tinerel și unul mai din ăsta mai bătrân, așa. Să zic, ia să-mi au loc așa 2. Eu zic că au. Pentru a găuri cartoful, am pregătit așa 2 spirale din astea. Să vedem cam care ar fi mai potrivit. Cred că ăsta. Îi dăm o găurică. Ok. Eu aș vrea totuși să fac o probă să mut camera în partea cu lumina. Să vedem dacă se vede un pic mai bine. Nu mi-ajunge încărcătorul. Prelungitorul de la încărcător. Nu mai am baterie la telefon. O să continuăm așa în felul ăsta. Deci am zis hai să-i dau una aici. Să încerc să nu mă duc chiar în partea altă. Ok, mai dăm una pe aici. Bun. Și hai să bag unul aici. Am zis că trebuie să intre un pic, am forțat gaura asta să nu fie foarte largă. Ăsta a intrat. Aici și cu al doilea. Dacă intră, a intrat și al doilea. Deci unul l-am pregătit. Ok, i-am pus un pic, am strâmbi. O să vedem cum reușesc să-i bag în sticla asta.
Iar la fel sunt foarte curios să văd dacă nu-i pun direct în pământ, dacă se prind și așa. Că eu nu știu deocamdată locul unde vor veni ei, dacă se vor prinde, și o să-i las undeva în sticla aia acolo, la umbră, să nu fie, că nu fie așa, pe ăsta să-l dau așa, pe lungime. Să nu bată soarele în el direct. Vă dați seama că în sticla aia acolo, vara, pe căldurile astea s-ar coace. Așa, dacă ăsta intră cu nodul ăsta aici, are un nod, nu cred că... îl forțez un pic. Ar fi... Cred că chiar de acolo s-ar putea să prindă rădăcina, de unde am tăiat eu. Deci, este pregătit și al doilea. O să dau asta la o parte să nu mă mai încurce. Și o să iau sticlele astea să le tai, cum am spus. Au cam vreo 12 cm, așa sunt numai bune. S-o tai și pe asta a doua. Ok. Să-i dau și astea jos, că parcă mă cam enervează când le văd așa rupte. Am zis că îl găuresc pe fund aici, să se scurgă apa. Să-i fac un drenaj, că un pic de apă tot va trebui să-i pun, chiar dacă are cartoful mezeala. Pământul se mai usucă și... Ok, asta e gata, aici costă al doilea. Sper să nu-mi dau un deget. Așa, încă una. Așa. Și ghivecelele mele sunt gata. Am niște pământ din ăsta de grădină aici. Nu se vede el foarte bine, dar o să-l vedeți acum când o să-l pun în astea. Să-l pun aici să se vadă cât de cât. Deci o să iau primul cartof, pun un pic de pământ pe fundul ghiveciului improvizat. Hai să iau cu mănușa asta, să nu mă fac negru pe toată mâna. Op. Ok. Să așezăm cartoful ăsta așa. Și continuăm cu pământ până se umple. Sper să-mi ajungă pământul ăsta pentru două ghivecele din astea. Dacă nu, trebuie să mai iau. Ok. Hai că până la urmă tot o să mă murdăresc, că n-am încotro. Nu știu unde e a doua mânușă. Mai pun un pic. Nici nu știu dacă trebuie presat sau nu. Eu îl las așa. Deci primul arată așa. Că nu reușeam să-l cuprind în obiectiv. Așa. Ia să vedem, mai reușesc să-i pun capacul ăsta deasupra. Nu mai merge, o să caut niște capace de la niște butoiașe de astea, dar pe un pic mai mari, sau dacă nu, îi las așa, pur și simplu, undeva la umbră, să nu bată soarele direct în ei.
și sau îi duc în casă la umbră, ca să aibă presiune constantă, așa cum spun ei, sau pot să fac, las unul afară și unul în casă, că de asta și fac experimentul ăsta, să văd care variantă și soluție e mai bună. Dacă mi iese mie ce fac eu aici, înseamnă că puteți să faceți și voi așa. Ok, hai să-l așez și pe ăsta. Asta e un pic mai greu de fixat, că l-am pus în picioare. Dar nu e o problemă, o să-l fixăm noi. Așa. Mă duc să mai iau mână de pământ, că nu mi-a ajuns asta. Sper că în pământul ăsta să nu fie ceva ciupercă, ceva boală, să-mi afecteze migala. E o pietricică, o punem și pe asta, drenează. Și cam așa. Ok. Deci cam așa arată lăstariștei mei. O să pun unul în casă, undeva într-o zonă luminoasă, dar fără contact direct cu soarele. În casă este temperatură constantă, presiune constantă, și unul să-l așez aici la terasă, chiar în locul ăsta, aici unde nu bate soarele. Hai să-l pun pe ăsta cu un lăstar. Ok. Să-i pun și un pic de apă. Pământul este deja umed, că a plouat și este foarte îmbibat, dar un pic așa. Ok, și pe al doilea o să-l pun în casă. Înăuntru acolo am umbră, nu am contact cu soarele în mod direct. O să-l așez undeva și o să-i monitorizez. Dacă frunzele astea nu se vor usca sau vor da lăstărei, automat înseamnă că s-a prins. Și o să-i las să prindă așa un pic de viață, după care o să le găsesc un loc în grădină. Și o să-i mut definitiv. Dacă se va usca, îmi voi da seama că nu s-a prins și vom vedea unde am greșit și ce nu a mers în operațiunea asta a mea. Ok, îi las în locurile lor și vedem rezultatul. Absolut nimic. Au crescut alte bălării pe aici, dar din lăstare ăștia pe care i-am pus, nu a dat absolut nimic. S-au uscat și frunzulițele alea. Deci ăsta a fost în casă și ăsta l-am lăsat afară. Ăștia din casă, cu toate că au stat la umbră și nu au avut contact cu razele solare și nici cald nu a fost în casă, pentru că eu țin geamurile deschise și se ventilează, sau poate chiar asta o fi cauzat. Ăsta văd că e un pic mai verde, cel care a stat afară, dar deocamdată nu a dat nimic din el. Eu îi mai las, poate cine știe, deși nu cred, ăștia s-au uscat complet. Nu știu ăsta, tu ce vrei, mă, pleacă de acolo. Ați văzut, am urmat pașii așa cum i-am văzut și eu în alte tutoriale. Deci, explicația este ori am greșit eu undeva, ori poate era nevoie de sticla aia deasupra, ori lăstariștii mei nu au fost foarte bine aleși, ori operațiunea asta se face toamna, ori pur și simplu este un mit și nu e nicio invenție, să zic așa. Poate alții
au reușit să-i facă să se prindă, eu nu am reușit și nici nu mai încerc metoda asta, sau dacă o încerc, o să încerc la toamnă și îl pun direct în pământ cu sub o sticlă și o să văd, deși nu știu care ar fi diferența. Deci am muncit degeaba pentru că nu s-a prins niciunul. Cam asta a fost experimentul ăsta al meu. Mulțumesc mult pentru vizionare. Vă aștept la următoarele mele videoclipuri și vă doresc mult spor la treburi. Numai bine! We'll be right back.